Odată cu avansul tehnologiei și urbanizarea, oamenii s-au îndepărtat din ce în ce mai mult de natură și au pierdut conexiunea profundă pe care o aveau în vremurile străvechi. Se spune că natura are felul ei de a ne oferi confort când avem cea mai mare nevoie. Ne resetează gândurile, ne aduce pace, vitalitate și diminuează simptomele depresiei. Vorbim astăzi despre un ghid profund pentru a deveni mai înțelepți, mai responsabili și mai conectați la pământ și la natură, descoperind prin intermediul invitaților noștri volumul Împletind iarba sacră. Le spun bun venit lui Sorin Lucaci, psiholog și coordonatorul de eveniment al editurii Herald, și Andrei Ionescu, terapeut holistic și facilitator de dezvoltare personală. Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit! Mulțumim pentru invitație! Și eu mă bucur tare mult că ați venit și că putem să vorbim, uite, altfel despre această conexiune cu natura, apelând acolo la înțelepciunea pe care o regăsim în paginile acestei cărți, și de-abia aștept, Sorin, să ne prezinți, așa cum faci tu de fiecare dată, acest volum. Știi ce mă bucură înainte de toate? Faptul că am făcut o alegere bună venind cu Andreea, pentru că ea a fost fascinată de această carte, mi-a mărturisit după ce a citit-o, după ce am trimis-o. Este vorba despre Robin Kimmerer, Împletind iarba sacră, înțelepciunea indigenă, cunoașterea științifică și învățăturile plantelor. O mamă, cum se descrie, om de știință, botanist cu un master în botanică, urmat de un doctorat în ecologie vegetală, ne poartă așa într-o, aș spune eu, într-un soi de poveste frumoasă, o incursiune în ceea ce spuneai tu puțin mai devreme, tradițiile străvechi, indigene. Și de fiecare dată când am vorbit despre această carte, mi-a plăcut această metaforă, pentru că până la urmă vorbim despre o metaforă, împletind iarba sacră. Ce este iarba sacră? Iarba sacră pe care o găsim în nordul Americii sub forma de, să zicem, iarba bizonului, dar există și un corespondent la noi, iarba zimbrului. Uh-huh. Și o lăsăm pe Andreea să ne povestească, pentru că are foarte multe lucruri de povestit legat de experiențele ei personale, legat de această conexiune, cum spuneai tu, cu natura. Toate retreat-urile pe care le-a făcut ea, cred că le-a vorbit și plantelor, și plantele i-au răspuns, da? Pentru că la un moment dat în carte autoarea spune plantele, tot ca o metaforă, plantele sunt acele, între ghilimele, ființe care au grijă de noi, dar noi nu știm lucrul acesta. Noi suntem obișnuiți să le udăm la soare. Da, noi uităm frumos cal, acolo în ghivecele, exact, lor și cam dar asta e. Dar e mult mai mult. Da. Și cum spune autoarea, e mult mai mult de atât. Ce frumos! Andreea, ce, da, ce ai experimentat tu? Pentru mine a fost foarte interesantă coincidența. Sorin m-a rugat să vorbesc despre cartea asta și mi-am adus aminte că în 2013 mi-a aterizat într-un mod inexplicabil în casă, de la o femeie pe care nu o cunosc, această cunună de iarbă sacră care e împlătită de o mână de femeie indigenă din America de Nord. Incredibil! Așa arată, ei le folosesc în ceremonie, are un miros foarte dulce și, mă rog, când a venit era și foarte verde, după aia s-a uscat pe perete, dar n-am avut inimă să o arunc. Și mă gândeam cum circulă lucrurile în cercuri. Și una din învățăturile care sunt regăsite și în carte despre marile cicluri ale naturii. Și mă uit la dementa asta de Robin, care este profesor universitar, mamă, femeie, are doctorate, este indigenă, vine din tribul Potawatomi din Canada, are relații cu triburile Ojibwe și Anasazi, despre care mai știam câte ceva. Și cum a luat toate chestiile astea și le-a pus în cea unui de alchimist. Și apropo de comunicarea cu plantele, vorbește despre limbajul primordial de dinainte de limbă și despre felul în care plantele îți comunică lucruri și cum vorbesc ei cu plantele. Am văzut asta peste tot în triburile nord-americane pe care am avut onoarea să le cunosc, dar și în Sudul Americii, în junglă, unde șamanii au o relație absolut specială cu plantele. Și mi-aduc aminte de unul dintre ei care spunea: Andreea, voi trebuie să învățați să vă conectați cu plantele. Zic, ce da, să când caut spui, eu? Spui asta unui om care s-a născut, urban, s-a crescut la oraș și da, îți dai seama. Exact. Pune-mă pe mine să vorbesc cu o frunză, așa, că nu o să pot. Și zic, măi, Toni, dar de ce să ne conectăm noi cu plantele? Exact. Și zice, păi dacă voi nu vă conectați cu plantele, cum o să vreți să vă conectați unii cu alții? Ce frumos!
Și iarăși, șeful tribului la care am fost mulți ani la rând la ceremonii la ayahuasca îmi spunea că a descoperit o plantă vindecătoare. Am testat calitățile ei, îmbunătățea sistemul nervos. Cunosc o prietenă din Puerto Rico care și-a lăsat acolo o poliartrită reumatoidă, deci a plecat din junglă fără ea, da. Pentru că el descoperise această plantă. Și îl întreb, Huni, cum ai găsit planta asta? A, zice, mi-a spus ea. Zic, cum adică ți-a spus ea? Zice, da, mi-a spus cum o cheamă, de unde s-o culeg și cum s-o prepar. Și cum ajungi la asemenea conexiuni, apropo? Pentru noi pare greu de înțeles că plantele pot să-ți transmită mesaje. Cred că au o formă originară de meditație și contemplare și Robin vorbește și ea în carte despre limbajul de dinainte de limbaj. Ai un mod în care toată ca natura comunică. Tot așa, cu unul din acești intelectuali urbani cu care am fost în junglă, după una din ceremonii îmi desenează, repet, eram acum vreo 10 ani, da. Îmi desenează un desen, el era grafician și era foarte talentat, în care se vedeau niște legături dintre arbori. Zic, ce-i cu legăturile astea dintre arbori? Zicea, păi ei vorbesc unii cu alții pe sub pământ, a știut să-mi spună. 5 ani mai târziu se descoperea că acești mari copaci comunică prin intermediul firelor de miceliu de ciupercă prezente sub pământ. Atât de subțirele și atât de ramificate. Dar revelația pe care el a avut-o și care după aceea primește o validare științifică pentru mine, care am fost pregătită pentru cercetare, mi se pare absolut valoroasă. Și la fel face și femeia asta, adică și ea toată metodologia ei de cercetător și se apleacă asupra unei tradiții indigene, cum este, de exemplu, culesul plantelor. Și oamenii spun că prin culegere distrugem planta. Da, da. Și ea vine cu o lucrare făcută împreună cu o prietenă în care demonstrează că exact invers, dacă culegi mindful, cu atenție conștientă și cu respect față de plantă, se produce un fel de dezvoltare, un fel de regenerare care este exact datorată privării plantei de părțile ei superioare. Da, este multă iubire și mult respect în felul în care ei spun ei să nu culegi plantele, mai mult de jumătate din cât găsești. Și acolo unde au cules iarba sacră, care, apropo, nu se cumpără, nu se vinde, ci doar se dăruiește sau se primește la schimb, trebuie să lași acolo un semn că s-a cules, astfel încât să nu mai vină cineva să mai culeagă. Și mai povestește-mi, apropo de aceste ritualuri în care este implicată iarba sacră, ce presupune, care sunt beneficiile, semnificația folosirii ei, de exemplu, în ritualuri? Ca orice altă plantă care se folosește în ceremonii, este o creatoare de spațiu sacru, se poate arde la ceremoniile focului, se poate păstra în casă, așa cum am primit eu cosița asta pentru stare de bine. Știți că și noi ne luăm crengile de salcie. Da, salcia adusă la biserică, sfințită, o punem peste tot să nu ne doară, să ne păzească. Da. Și mai avem și busuiocul pe care îl punem sub pernă și vâscul care stă la ușă ca să ne izbăvească de ce e rău. Și să știți că și mătura de ele, care acum a fost atribuită vrăjitoarelor, era un simbol de protecție și ea se punea la ușă ca să ferească de energiile proaste sau usturoiul. Da, corect. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu există niciun fel de diferență. Dar dacă mergem cu un pas mai departe și ne uităm, de exemplu, la esențele florale Bach, acolo este un medic occidental, nebun, care a fost suficient de clar în conexiunea lui cu plantele, astfel încât să găsească acele plante care, prin florile lor extrase în coniac, dăruiesc un remediu pentru stările emoționale severe. Da. Apropo de paginile acestei cărți, te rog să ne citești ceva. Da, uite, am găsit ceva interesant. An la rând am predat botanică generală într-o sală de clasă cu diapozitive, diagrame și povești despre plante, care nu aveau cum să nu stârnească entuziasmul pentru minunile fotosintezei al unor tineri de 18 ani. Cum ar putea să nu fie ei încântați să învețe cum își croiesc rădăcinile drum prin sol, așteptând cu sufletul la gură să afle mai multe despre polen? Și apoi continuă. Aici, apropo de reciprocitate, de principiul reciprocității cu cele trei plante, să le spunem, legume, porumbul. Porumbul, fasolea și exact, dobleacul. Exact. Asta este o poveste fascinantă.
Vedeți cum funcționează? Porumbul e elementul vertical, dovleacul cel orizontal și toate sunt legate la oaltă cu lujerii aceia curbilinii, fasolea, fermecător, declară ea cu un gest ostentativ. Una dintre fete e îmbrăcată într-o ținută potrivită pentru un club de dans, în niciun caz pentru o excursie botanică. A evitat până acum orice contact cu țărâna. Ca să o încurajez să se apuce de treabă, îi sugerez sarcina relativ curată de a urmări pur și simplu un lujer de dovleac de la un cap la altul și de a face diagrama florilor. Chestia asta mi-a plăcut foarte mult cu... tot așa, într-o discuție, vorbeam cu cineva legat de carte și ne aduceam aminte de copilăria sau vacanțele petrecute la țară, unde vedeam, cum se spunea, un ardeal, rude, rudele acelea, paria aceea pe care se întindeau lujerii de fasole. Și în lanul de porumb din spatele casei găseam dovleci, care aveau anumite culori în funcție de verde la început, după aceea spre un gri deschis. Da. După aceea se erau, fac portocalii. Da. Unii dintre ei erau folosiți pentru, mă rog, plăcinte, hrana animalelor, alții pentru plăcintă. Da. De altfel, acei gen de dovleci sau de bostan, cum se spune în Ardeal, se numesc și plăcintari. Plăcintari, da. Așa este. Și mi-aduc aminte de experimentele pe care le făceam noi când învățam botanică, plantam fasole în ghivece acasă, vedeam cum ia ființă un mic lăstar din bobul acela de fasole, cum crește din ce în ce mai mare. Adică și noi de ierbare. Și de ierbare, câte ierbare n-am făcut. Noi cumva avem în noi, nativ, da, să zicem așa, dar o pierdem pe parcurs. Avem această conexiune cu natura încă de mici copii. Din păcate, nu știu cum facem și nu știu de ce considerăm că alte tratamente, să zicem, sunt bune, ne aruncăm în pastile, în medicamente, când de fapt toată puterea asta vindecătoare se află în plante și lucrurile acestea se păstrează, așa cum bine spuneai, în continuare, în triburi, poate, în... Nu? Dar și la noi la țară. Și la noi, da. Bunica și la mea noi, avea un dulap întreg, plin cu plante, care se prepară în toate felurile. Da. Și uitați-vă că în străinătate, mai puțin la noi, specialiștii, herbaliștii au deja o meserie care este recunoscută în clasificatorul de ocupații. Eu sper că și la noi o să se recupereze această tradiție pe care o mai găsim doar în satele îndepărtate, a vindecării cu plantele. Dar este atât de simplu, dacă te simți obosit, ia-ți un morcov, plantează-l într-un ghiveș și vezi-l cum înflorește, care o floare superbă. Și toată însoțirea asta cu planta, da, este un schimb de energie, de fapt, că despre asta vorbește autoarea în carte, acest schimb pe care îl găsim și, iarăși, l-am găsit în cultura andină, în Quechua, se cheamă Aini la ei. Deci această ofrandă reciprocă, indianul din an se duce și face o ofrandă pentru pământ și în ofrandă sunt flori, semințe de toate felurile și așa mai departe și face această ofrandă mulțumindu-i pământului că există. Adică nu este ca să cer ceva în schimb, pur și simplu este un gest de mulțumire. Și cred că aici am pierdut o bucată zdravănă, că am ajuns să considerăm că totul ni se cuvine. Exact, da, că așa ne este dat, uite, cultivăm pământul, din pământ o să iasă niște legume și așa mai departe și noi ne hrănim cu ele. Dar uite, și energia cu care o faci, apropo de ceea ce spunea, intenția cu care tu cultivi acele plante sau cu care tu le rupi, când le gătești, la fel, de, apropo că spuneai că se rup anumite părți, da, așa, știu că atunci când gătești, de exemplu, ca să ai grijă ceea ce îți oferă ție planta, este să rupi, nu să tai cu cuțitul, da, de exemplu, frunzele. Pentru că na, este ceva, să zicem, care vine ca o agresiune. Mai știu un lucru, da, și Andreea ne poate confirma, cu siguranță ea știe mai bine, mi-a povestit Olimpia Mioara Mireștean, legat de ritualurile de sânziene și noaptea de sânziene, că atunci când găsești sânziene pe câmp, nu le rupi, mai ales dacă, eu știu, găsești una singură. Și aici există o întreagă... Același lucru pe care, da, îl spuneam mai devreme, cer voie, în primul rând. Deci indianul Lakota, când pleacă la cules de plante, are o rugăciune care, în esență, spune: soră, te rog, dăruiește-mi leacul tău. Și apoi, dacă ai găsit numai una, o lași. Dacă găsești două, poți să culegi una. E aceeași regulă.
Și aduceți-vă aminte că în vechime se cultiva și după ciclul lunar, deci oamenii înțelegeau ciclurile de creștere și de funcționare ale plantelor și exista un fel de frăție invizibilă și secretă cu ele, lucru care s-a desființat odată cu marile ferme și cu agricultura americanizată. Dar dacă te duci la țară, o să vezi în continuare oamenii că vorbesc cu florile din grădină și cu plantuțele lor de leac, iar de sânziene, planta capătă o putere specială, magică, la fel ca și busuiocul de bobotează și transferă proprietățile ei asupra celei care o culege și o împletește. Și ce, uite, ce învățăminte mai tragem noi din această carte sau cum putem să aplicăm și noi în viețile noastre aceste principii pe care le regăsim, uite, la triburi, să le aplicăm în viețile noastre tehnologizate și în orașele noastre aglomerate? Cred că e foarte simplu și în același timp e foarte complicat. E foarte simplu pentru că îți trebuie doar puțină atenție și complicat pentru că nu avem. Suntem împrăștiați în 7 direcții. Dar, de exemplu, îmi pun un focus, mai ales că mai puțin vine Sfântul Andrei, se plantează grâul. Da, corect, iată. Da? Așa, pe care să știți că l-am găsit identic și în Tibet de anul nou tibetan. Așa, se pune și la ei? Și la ei sunt ghivecele cu grâu, nu numai la noi. Dar plantați-l în ghiveci, nu-l puneți în pahar cu apă, ca să crească mare și frumos și lăsați spațiu între semințe ca să nu se sufoce una pe alta. Și înțelegeți planta când o plantați. Și putem să ne jucăm, repet, cu un morcov sau cu un cățel de usturoi sau cu un bob de fasole și să mă gândesc că această plantă este un omolog al meu și să o tratez cu îngrijirea și cu respectul cu care m-aș trata pe mine. Și după aceea nu vă las decât loc să vedeți ce se întâmplă și cum o să vă răspundă. Apropo de asta, știi că se spune că te uiți la grâu și în funcție de cum crește grâul, așa o să-ți meargă ție în anul ce va veni. Da? Da, și te uiți la el, cât e de des, cât e de rar, apropo de ce spuneai tu că se sufocă dacă nu știi sau cât îl uzi, adică e vorba de grija pe care ar trebui să o ai față de tine, că e un simbolism acolo. Uite, mai mi-aduc aminte de, tot ca tradiție, o sticlă din asta ornamentală foarte frumoasă, pusă straturi de semințe. Da. Și, stai că îi spunea într-un fel, dacă nu mă înșel. E un remediu de abundență. Sporul casei. Da, se fac astfel de aranjamente. Dar gândiți-vă că atunci când tratezi o plantă cu grijă, de exemplu, eu am tăiat crăcuțele suplimentare de la vișini în primăvara asta și când le-am pus în apă au făcut rădăcini și m-am trezit cu vișini. Sau am făcut la fel cu trandafirii, mi-au făcut rădăcini și am nu știu câți trandafiri roz care au pornit de la un trandafir roz. Deci dacă faci chestia asta cu dragostea și cu atenția cu care o fac ai noștri, ăia de demult de la țară, și cu respectul și cu prețuirea pentru că tu oferi ceva plantei și ea îți oferă ceva în schimb, se petrece ceva magic. Da, e un schimb, acest schimb de energie și uite, mă mai gândesc la atunci când oferim un buchet de flori, că se spune că dacă îl oferi din suflet, cu dragoste și cu bucurie, florile acelea o să reziste, chiar dacă le-ai tăiat, da? Și s-a întâmplat și mi s-a întâmplat, mai să reziste, nu știu, mai mult de o săptămână și ceva, doar pentru că le-am primit cu o energie asta frumoasă, cu dragostea asta, știi? Să-ți fie drag de cel căruia le dorești. N-aș ști să spun, pentru că eu nu ofer decât ghivece. Da. E, se mai întâmplă, știi? Mai primești câte un buchet, dar așa se spune, că e vorba de intenție acolo. Categoric. Nu, dar clar există o formă de comunicare. Și gândiți-vă că, de exemplu, s-au făcut electronografii ale câmpurilor plantelor. Și au luat o plantă, au tăiat o bucată de frunză și au făcut electronografia. Și în fotografia rezultată, frunza apare întreagă, nu apare ciuntită. Deci planta are un câmp al ei. Și acum toate popoarele astea pe care noi le considerăm înapoiate, dar care de fapt cred au toată foarte evoluate, da. Au înțeles lucrul ăsta și au înțeles și unde se petrece această interacțiune între câmpuri, despre care Robin vorbește ca despre limbajul de dinainte de limbaj. Uite, mi-aduc aminte acum că metaforic fiind prezentată această energie și aceste legături, la Avatar. Gândiți-vă la Avatar, gândiți-vă la copacul, da, acela în care... Copacul casă, în care susținea practic toată civilizația lor. Gândiți-vă la legăturile pe care personajele le aveau și cât de apropiate erau de ceea ce le spunea de natură și așa mai departe, de plântuțe și felul în care comunicau. Deci nu sunt degeaba toate
Dar știți că acel copac există? Eu l-am găsit în jungla sud-americană. Așa. Și indienii și Pibo cred că el este sediul unor entități care păzesc pădurea. Spiritele pădurii. Pe care le numesc Yashingos. Da, da, da. Și când se duc la un copac din ăsta, bat cu o bâtă în el ca să bată la poarta acestor zeități Yashingos să le salute. Să le lase să eventual să fie prietenoase cu ei, că sunt pe tărâmul lor. Exact, da, da. Și uite, apropo și de mitologie, din ce mai mi-aduc eu aminte așa din istoria mitologiilor, în mitologia scandinavă există copacul sacru Yggdrasil. Yggdrasil, da, arborele vieții. Exact, da. Și la noi există, este Bradul. Bradul, care da, veșnic tânăr. Care ne însoțește, da, ai unul la botez, da, doi la nuntă și unul la mormântare. Da. Da, și apropo de ce se spune că tu ca om trebuie să plantezi, nu, acolo un copac în viața ta. Măcar un copac. Păi uite de aceea, că e un schimb de energie, vezi câte lucruri descoperim. Ce mai e? Citești acolo? Uite, sunt botanistă și îmi place ca lucrurile să fie clare, dar sunt și poetă și lumea vorbește în metafore. Când vorbesc despre darul fragilor, asta cu fragiară și mi-a plăcut foarte mult, așa. Nu vreau să spun că fragaria virginiana nu dormise toată noaptea ca să se pregătească un dar anume pentru mine, încercând să ghicească exact ce mi-ar plăcea mie într-o dimineață de vară. Din câte știm, așa ceva nu se întâmplă, dar ca om de știință, sunt foarte conștientă de cât de puține știm noi. De fapt, planta veghease toată noaptea, asamblând pachetele de zahăr, semințe, arome și culoare, fiindcă atunci când face asta, adaptarea ei evolutivă crește. Fragii, frăguțele? Fragii sunt considerați un dar divin. Ea vorbește despre, da, are tot așa o cosmologie foarte interesantă, vorbește despre femeia căzută din cer. Și spune că prima energie care a adus toate aceste daruri este o femeie care a picat din cer și a avut o fică din corpul căreia au răsărit plantele medicinale. Deci e o poveste întreagă despre împletirea între aspectul ăsta divin-feminin și toate aceste plântuțe pe care le mâncăm sau care ne vindecă. Dar ceea ce străbate prin toată povestea este respectul fenomenal pe care ei, ca trib din America de Nord, îl au pentru tot ceea ce este viu, pe de o parte, și pe de altă parte, felul în care ea împletește povestea unei plante cu povestea ei personală și cu poveștile îngrozitoare ale tribului din care face parte, pentru că ce s-a întâmplat acolo cu deznaționalizarea forțată și instituționalizarea copiilor și așa mai departe, știați că ultima școală de tip orfelinat internat în care luau cu forța copiii indieni din Canada s-a închis la sfârșitul anilor 90. Ohoho, atât de recent, să zicem, da. 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 Și câți copii au murit în aceste instituții. Da. Și atunci, și povestește despre chestiile astea fără ură, fără regret. Cu acceptare. Cu o formă de duioșie, astfel încât și mizeriile astea, cataclismele astea, nici nu știu cum să le spun, au fost integrate într-un fel înțelept. Și atunci toată lecția ei despre plante este o lecție despre înțelepciunea de a fi și de a trăi în armonie cu tot ceea ce este împrejurul tău. Și atunci poate că după ce citești cartea asta, data viitoare când stai în trafic, da, că s-a închis un pod despre care nu mai vreau nu știm să vorbesc, despre ce pod este vorba. N-o să mai apeși pe claxon, da, că nu folosește nimănui. Da, și să fim, uite, să fim mai conștienți apropo de plante. Știi că te gândești, e o plantă, ce poate să-i se întâmple? O rup, îmi place. Nu, hai să privim cu respect natura și hai să ne gândim la darurile din spate și la ce putem să facem ca să beneficiem de ele, apropo de sentimentul ăsta că ni se cuvine tot. Dacă te duci în marile spauri din vest, ai să vezi că au tratament cu o lădiță. Corect. În care este pusă iarbă, ca să stai, da, cu picioarele goale pe iarbă. Da, sau ai niște, să zic așa, niște săculeți în care sunt puse plante, da, și poți să faci, da, masaj cu plantele respective. Da, 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 sunt foarte, deci, multe. Eu mă bucur că începem să ne amintim. Uh-huh. Asta acum contează, da. Contează doar să consolidăm legătura asta și cred că aici putem să lucrăm foarte mult cu copiii și cu nepoții noștri. Da, cum să nu, cum să nu, da. Așa este, mai ales că poți să-i înveți foarte lesne să iubească natura, să o protejeze cu cât mai repede, cu atât mai bine, că așa creștem adulți empatici mai târziu. Poți să-i mai înveți despre efortul constant, da,
Pentru că dacă el are un ghivecel atâta în care și-a plantat bobița aia de fasole și o udă acolo, și o udă în fiecare zi, asta este o lecție extraordinară. Așa este, așa este, Andreea. Ce frumos, Sorin, ce frumos, Andreea. Tare mult mi-a plăcut să discutăm astăzi. A fost o discuție altfel față de cum suntem noi obișnuiți așa, că noi discutăm de alea profunde, știi, psihologie, traume, anxietăți, depresii și mai știu eu ce, adicții și așa mai departe. Așa că, uite, mă bucur tare mult că am încheiat așa discuția într-un sentiment de duioșie și de-abia aștept să ne revedem și să mai povestim așa frumos. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumim mult! Mulțumesc!